Suntem încântați că anul acesta foarte mulți tineri și tinere s-au arătat interesați de concursul lansat de Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral. Este o oportunitate pentru ei de a se exprima prin artă privind procesul electoral. Avem în față 3 scrutine naționale. Tocmai de aceea este foarte important ca tinerii să atragă atenția cuvenită alegerilor, să înțeleagă că au oportunitatea de acum sau pe viitor de a-și exprima opțiunea prin vot. Anul acesta este un mesaj foarte interesant, profesionist. Este mesajul ca în culori, așa și în forme plastice, și asta este foarte important, deoarece nivelul și valorile lucrărilor cresc din an în an. Concursul mi s-a părut o provocare mare pentru cei tineri, din simplu motiv că e o temă mai puțin abordată, mai puțin explorată. Ideea e excepțională. Lucrările sunt destul de diverse, destul de creative și modul în care au abordat și au încercat să arate ce văd ei, cum văd, chiar m-a bucurat nespus ca artist, pentru că sunt lucrări de menționat și din punct de vedere artistic. Am avut niște emoții fantastice. Eu de la început am sperat să câștig și că s-a realizat acest fapt, mă simt minunat. M-am gândit destul de mult, am ales mai multe variante și, sfătuindu-mă cu colegii și cu mama, am decis la versiunea finală. Acest concurs mi-a dat o experiență foarte mare, m-a făcut ca să mai particip la alte concursuri, să-mi arăt viziunea în diferite părți. Când am aflat că sunt locul 3, de fel nu m-am așteptat, pentru că, ca orice om care pictează, sunt autocritică asupra lucrării mele și eram foarte emoționantă.